În cadrul ședinței ordinare de joi a Consiliului Județean Hunedoara s-au dezbătut, destul de aprins, propunerile privind realocarea unor sume din bugetul instituției. Cel mai fierbinte subiect pe această temă a fost cel legat de reabilitarea Casei de Cultură din Hunedoara, sumele alocate pentru acest an fiind mutate pentru alte investiții. Conducerea Consiliului Județean prezentând motivele pentru care s-a făcut această propunere, din care reiese și faptul că lucrările propriu-zise ar putea începe anul viitor. Este pentru prima dată când suntem foarte aproape de ca investiția la Casa de Cultură din Hunedoara să înceapă. Sigur au fost prinși, ca la orice investiție, la început 1 milion de lei, crezând că anul acesta începem să lucrăm. Suntem la 2 luni de zile, la 60 zile de încheierea anului, erau 1 milion de lei prinși acolo pentru investiție. Săptămâna viitoare cred că se va scoate la licitație, că prima s-a scos proiectarea, se va scoate execuția. Nu vor trebui bani anul acesta. Încă mai sunt 200 de mii și dacă ai prins 1 leu, poți să scoți la licitație. Lucrarea pe ansamblu, Casa de Cultură, costă undeva la 17 milioane 500 de mii. Am luat banii și am dus în altă parte, cum am luat banii și de la Vulcan, de la groapa de la Vulcan, groapa de la Urican. Deci lucrul este foarte simplu. Dar în același timp, vreau să vă spun, am luat bani și de pe o lucrare care era pe investiții de parând, care nu va fi scoasă la licitație nici anul acesta. În cele din urmă, proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate de către consilierii județeni.